pornim clasa 11-a, să văd dacă se înregistrează, totul e perfect, sonorul se aude. Știi ce să faci? Ce? Să mai mulți și prieteni, colegi de-ai tăi, pot intra în direct acum și ne pot urmări. Da? O fetiță de clasa a 5-a, care am început treaba, mi-a spus, zice, a anunțat câțiva colegi și i-am spus să faci așa. Îi cer și o ciocolată. Pentru că tu le oferi ocazia să-și facă tema. Bineînțeles. Da? Deci ea, spune, bă, veniți cu o ciocolată, că v-am spus. Eu fac tema, dacă nu m-aș duce, eu stau de vorbă cu profesorul acolo, voi ne-aș știți să faceți tema. Așa și tu mâine. De mâine încolo. Bă, dați-o cu ciocolată, că eu sunt cea care v-am... v-am oferit ocazia să ascultați niște lucruri mai deosebite. Așadar, clasa 11-a. Tu ai intrat la noțiunea de limite? Încă nu. Eu sunt în practică săptămâna asta. Aaaa, ești boier! Da. Intrăm repede și insist din nou la noțiunea de limite. Asta nici nu s-a registrat. Și noțiunea de limite este esențial ca să o putem înțelege. Dacă am înțeles-o, toată analiza curge singură. Este extraordinar de ușor în tot ce se întâmplă mai departe. De ce? Adelina, parcă, nu? Delia. Delia. M de X, mai ușor. Delia. Deci f de x egal cu 5x plus 1 supra x minus 1 sau minus 2, nu știu că dată așa. X minus 2, hai să iau așa. X minus 2. N-are importanță. O luăm asta. F de x egal cu 5x plus 1 supra x minus 2. Adică așa, aș vrea să... Am dat bine funcția așa, cum am indicat-o? Este corect? Ți-am indicat în momentul de față. Mai ai legea de corespondență. Ce mai trebuie să mai adaug aici ca să fie treaba bună? Că se indic domeniul de ființe. Deci te spun F definită pe el. Are toate numele sunt bune, pentru toate mă descurc sau am ceva, am și un motiv de supărare. Fiind funcția asta o fracție, ce știu? Nu mai mare. Diferit de 0. Diferit de 0, important. Adică x diferit de cine? De 2. De 2. Dacă este 0 aici, nu are loc împărțirea. Deci f depinde pe el mai puțin elementul 2. Cu valori în el. Abia acum am indicat corect funcția. Deci dacă nu precizăm domeniul de ființe, nu. X și nu știu în ce zonă e. Îi lăsăm liber să lucreze. Deci eu nu le spun. Pentru x și din el, mai puțin elementul 2, putem găsi toți y-ii. Putem găsi toți y-ii. Și atunci, iată-ne frământați de a găsi cu cât mai multă precizie. V-am făcut parcă într-una din lecții, când am arătat graficul unei funcții, era o dreaptă, nu? Adică toate punctele de acolo verificau relația aceea, y, 3x plus, sau 3x plus 2y egal cu 1. Nu? Și dacă eu iau un alt punct care nu e pe dreaptă, păi coordonatele mai verifică? Nu mai verifică. Hai să mă întorc de acolo. Am verificat parte predicatul, P de X și Y. Predicatul P de X și Y. Adică un enunț care sună așa, 2X plus 3Y egal cu 5. 2X plus 3Y egal cu 5. Și problema care mi-a pus-o să găsesc pe toate perechile X și Y care fac relația asta adevărată. Care ar fi o primă pereche am putea o găsi? Cine? Care ar fi X-ul și Y-ul? Încă să verifică și treaba asta. Dați-mi o pereche, o puteți găsi. A, 1 și 1. 1 și 1. 2 ori 1, 2. 3 ori 1, 3. Face 5. Da? Deci, o primă pereche, și am să pun în mulțimea M indicea, mulțimea de adevăr, adică toate perechile care transformă predicatul ăsta după înlocuire în o propoziție adevărată. Și prima pereche pe care am găsit-o este 1-1. Pentru că P de 1-1, cât face? P de 1-1
Ce face Adelina? E bine Adelina? Nu. Delia. Pe de 1 1 cât face? 2 ori 1, 3 ori 1, care face 5. E adevărată propoziția asta. 2 ori 1 plus 3 ori 1 face 5. Deci eu prin pereche am găsit-o. Mai am și alte perechi? Sunt câte ori fi, nu știu. Câte sunt? O mulțime. O infinitate. Mai puteți da o valoare așa care să meargă? Eu zic că 0 și 5 pe 3. Deci o altă pereche pe care o văd eu, P de 0 și 5 pe 3 ar verifica. Ia să vedem. 2 ori 0 plus 3 ori 5 pe 3. Vorbește, te rog. Face cât e atât cât face? 15 pe 3 sau 3 cu simplifică pe 3, să zicem așa, și face 5. Tot adevărat, nu? Și tot o relație adevărată am obținut și urmată. Deci eu putem trece și pe asta. Adică perechea, e vorba de perechea, 0 și 5 pe 3. Și atunci ne gândim, oare n-am putea mai, într-un alt mod, să le obținem, cât sunt atât de multe. Și iată modul prin care reușesc să le găsesc aproape pe toate, e acesta în care scot una în funcție de cealaltă. Deci din egalitatea asta, 2x plus 3y egal cu 5, hai să scoatem pe y de acolo, Delia, te rog să spui. Dacă nu deodată, zicem pe 3y egal cu 5 de acolo. 5 minus 2x. Nu? Egal cu 5 minus 2x. De unde scoatem pe y? În sfârșit, y cine va fi egal de acolo? Păi dreapta pe stânga. 5 minus 2x totul pe 3. Da? Deci egal cu 5 minus 2x totul supra 3. Și acum aranjată relația aceea îmi permite găsirea perechilor. Că dau x o valoare, găsesc y, alt x, alt y. Și întocmesc, așa zisul, tabel de valori, da? Tabelul de variația funcției respective. Și cum fac? Îl iau pe o axă, pe linia asta pun x și la minus infinit până unde îi pun, până la plus infinit, orice x poate să fie. Și de sub găsesc y, cei corespunzător care îi obținem, pe care îi obținem. Și o primă pereche a fost când x-ul e 0, y-ul cât este? 0, y este 5 pe 3. Când x-ul este 1, y-ul este 1. Nu? Că e 1, 1. Și să mai dăm alte valori. Alte valori care îl mai fac? Dă-ți și tu, Adelia, te rog. X egal cu cine? Dă-mi o valoare. Dă un x, ce mare lucru. 2. Când x egal cu 2, y-ul egal cu f de 2, adică înlocuim pe x cu 2 aici, că y-ul este f de x, nu? Expresia acestea. F de 2 cât face? 5. Hai, vorbește, că eu am obosit. 5 minus 4. Da, supra. Adică face? 1 pe 3. Deci când x-ul este 2, y-ul este 1 pe 3. Alt x, te rog. 5. Hai să dăm și un x negativ. Minus 1. Când x-ul e minus 1, y-ul este cât? F de minus 1. Și care înseamnă cât? 5 ori. 5 minus 2 ori minus 1. Totul pe 3 și face egal mai departe cu... 5 minus 2 ori minus 1 face plus 2, totul supra 3 și face cât? 7 pe 3. Da. Deci 7 pe 3. Deci când e minus 1, obținem 7 pe 3. Hai să dăm și o altă valoare. Că sunt de o infinitate. Iată, între 0 și 1.
1 pe 2, să zicem. Cât este? Când x-ul e 1 pe 2, trebuie să vorbești, când x-ul e egal cu 1 pe 2, da. Rezultă y va fi egal cu f de 1 pe 2, care înseamnă egal cu 5 minus 2 ori 1 pe 2, totul supra 3. Și facem cât? 5 minus 2. Păi 2 ori 1 pe 2, cât face? Să mulțim. La mulțire, 2 cu 2 se simt. Face 2 pe 2 și face 1, sau simplificăm 2 cu 2 și face 1. 5 minus 1, 4 pe 3. Deci când x e 1 pe 2, imaginea este 4 pe 3. Y corespunzător. Și așa mai departe. Foarte, foarte multe. Numai de la 0 la 1, așa n-am văzut. Nu putem da într-un spațiu ăsta numai jumătate. Nu se vală foarte multe valori. Și acum să încercăm să continuăm, să încercăm să reprezentăm. Dacă numerele le reprezentăm pe o axă, 1, 2, 0, 3, nu știu ce, acum perechile le vom reprezenta pe cine? Le vom reprezenta folosind un sistem de axe, două drepte perpendiculare, pe una o să punem x, iar pe cealaltă punem y. Da? Pe una punem x și pe cealaltă punem y. Și începem. Când x-ul este 0, y-ul cât este? 5 pe 3. 5 pe 3 înseamnă un întreg, adică 3 merge în 5 odată, și rămân două bucăți, două treimi. Deci, 5 pe 3 poate fi privit de noi ca fiind 3 plus 2, totul pe 3. Distribuim numitorul și 3 pe 3 face 1, plus 2 treimi. Da? Un întreg și două treimi. Adică, ce o să facem? Luăm unitatea de măsură, deci luăm un întreg și din, pe al doilea, nu luăm în totalitate, pe al doilea îl împărțim în 3 și luăm din aceste 3 câte? Doar 2. 2, 3. Ăsta este punctul pe care l-am găsit de coordonate cât 0 și 5 pe 3. Un alt punct. 1. Când x-ul e 1, y-ul cât este? Aceeași unitate de măsură, ducem paralele. Deci aici y-ul e 1 tot timpul pe paralela asta, x-ul e 1 tot timpul pe paralela asta. Ele se întâlnesc în punctul acesta de coordonate 1 și 1. Ăsta era punctul de coordonate 0 și 5 pe 3. Urmează să vedem un alt punct. 2 și o treime. Deci este 2. Așa, și y-ul este o treime. Oare fi greșit noi la 2? Cum ne-am urcat la 2? Ne-am zis f de 2. Mi-a dat lui x valoarea 2 și am zis f de 2 face... care este expresia? 5 minus 2x supra 3. Adică 5 minus 2 ori 2, 4. Și y-ul este 3 și o treime. E bine. Deci când e 2, y-ul spune că în timpul ăsta este o treime, adică întregul îl împart în 3 și eu e o singură treime. Da? Și îl duci în paralel și ăsta e punctul. Când e 2 și cât am spus, 2 și 1 pe 3. Sigur că de la 1 până la 2 am mulți de aici. La fiecare x care îl iau de aici, găsesc un y și atunci mă obțin un punct care e pe aici undeva, un altul care e pe aici undeva. Și toate acestea puse unul lângă altul, desenează cu foarte multă precizie, de repet, la fiecare x îl iau, fiecare x de aici din zona asta, mă conduce la y și prin zona asta, paralele duse și determin punctele acestea, unul lângă altul. Pentru că ne-au toți ieșit de la 0 la 1, deci toți x și de la 0 la 1, pentru aceștia găsesc y cuprinși între 1 și 5 pe 2, 5 pe 3, și iar pus unul lângă altul. Și tot așa, dacă m-aș duce până la minus 1, și aș pune pe toți, și m-aș duce pe minus infinit, toți puși, absolut toate punctele acelea pe care le-aș descoperi, puse unul lângă altul, desenează graficul funcției sau
completând mulțimea de adevăr, care transformă predicatul ăsta mulțime în propoziție adevărată. Problema care ne opunem este să găsim cu cât mai multă precizie perechile acelea. De data asta, eu am intuit din faptul că am punctul ăsta, pe punctul de aici, ce mai mult, punctul ăsta de aici, am intuit că e vorba de o dreaptă pusă unul în altul, nu? Și am gândit așa că pe aici o să fie punctele cele. N-am avut răbdare când să fac toată povestea asta, când să epuizez. Spuneam și aseară, putem să stăm generații de-a rândul și nu terminăm cu precizie. Dar ne mulțumim să intuim, să avem niște puncte de per importante și pe acolo să le unim. Dacă aș fi fost neatent și aș fi luat un punct pe aici, duceam dreapta așa, păi aveam un punct de aici, pe aici, să zicem, de coordonate, hai să dau 0,0, care nu e pe dreaptă, 0,0. Și acest punct verifică relația? 2 ori 0 plus 3 ori 0 fac 5? Nu verifică. Deci vezi, nu ne permitem să ducem la întâmplare, să figurăm, să ducem graficul așa pe cum credem noi, ci să ducem cu cât mai multă precizie. Pentru că pe graficul respectiv se află perechile X și Y care verifică relația asta, deocamdată, că pe asta ne oprim, sau asta dacă vom analiza-o. Deci de aceea, a trasa graficul unei funcții înseamnă a descoperi cu multă rigoare doar acele puncte din plan care, a căror coordonate să transforme predicatul acela în mulțime în propoziția adevărată. Și luasem parcă aseară și funcția de gradul 2. Nu? Parcă x pătrat minus 5x plus 6. Deci ne-am oprit la funcția f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. N-am nicio supărare aici. F e definită pe el cu valori în el. F e definită pe el cu valori în el. Nu-i fracții, nu-i nimic. Deci orice număr real merge. Cum a fost aici y egal cu cine? 5 minus 2x supra 3. Tot așa puteam să o vedem ca o funcție de gradul 1. Ei bine, dacă acum am propus să găsesc pentru asta toate perechile, iar așa am o treabă destul de complicată. Pentru că în loc de f de x pot să spun că este y-ul, nu? Care urmează să se obțină, și atunci tabelul de valori va fi. Hai să vedem cum are. Apare. Tot așa, luăm pe axă x și punem de la minus infinit la plus infinit. Aici punem y-ii care apar. Se închide ușa un pic, că am rece parcă. Poate să mai încălzește aici de noi ni se încin creierile și atunci producem căldură. Sigur. Când x-ul este 0, cât este y-ul? Deci pentru x egal cu 0, rezultă y-ul care rezultă de aici, de la înlocuirii din 0 la pătrat, minus 5 la 0 plus 6, din cât din ea? 6. 6, sigur că da. Când x-ul este 0, y-ul este 6. Când x este 1, y-ul 1 minus 5 face minus 4. 1 minus 5 face minus 4, pentru că cădem, unul e pozitiv și altul e negativ. Minus 4 și cu 6? 2. Deci face 2. Când x-ul este 2, când x-ul e 2, 4 minus 10 plus 6 face 0, nu? La 2. Când x-ul este 3,
Așa? Face cât? Deci 9 minus 15 plus 6. 9 și cu 6 ai adun pe ea pozitiv. 9 și cu 6 fac 15. 15 minus 15 tot 0. Deci aici tot 0. Când dăm valoarea 4, ia să vedem la 4. 16 minus 20. Da, 16 minus 20 plus 6. 16 și cu 6, 22, minus 20. 2. Da. 2. Când e 5, 25 minus 25, 0, 6. Și mai departe. Hai să dăm și valoarea de aici undeva, pe mijlocul dintre 2 și 3. Mijlocul dintre 2 și 3, cât ar fi? Hai să ziceți voi cât este mijlocul dintre 2 și 3. 2,5 și 5 sau? E numai 2,5. Deci între de la 2 până la 3, 2,5. Da? Asta e mijlocul. Adică întregul ăsta de la 2 la 3 l-am dat în 2 și 0,5 deoparte, 0,5 deoparte. Deci 2,5. Cât face 2,5? Egal cu cine? Cum se mai poate scrie 2,5? 25 pe 10. Pe 10, nu? Că duc în dreapta, deci 25 pe 10, se simplifică prin cât fracția? Prin 5. Și va face cât? 5 pe 2. 5 împărțit la 2 fac 2,5. Da? Și acum să facem. E vorba de 5 pe 2, da? Și să facem F de 5 pe 2. Ia să vedem cât face. F de 5 pe 2 face ca rezultat 12,5. Păi, locuim pe x cu 5 pe 2. Vine 5 pe 2 la pătrat. 5 pe 2 totul la pătrat. Minus 5 ori 5 pe 2. Așa vine? Plus 6. Și aici mai departe. Hai să lucrăm. Deci face 25 supra 4 minus 25 supra 2 plus 6 și este egal mai departe cu? Așa. 4. Amplificăm pe asta cu? 12 pe 4. Așa. Și face? 25 minus 50. 25 ori 2 face minus 50. Și plus? 24. Patru și care face, iată, calcul, care îl facem. Deci face minus 1 supra 4. Deci imaginea, numărul care am obținut este minus 1 pe 4. Hai să facem și 2 și 3 sferturi. Adică la 2 să adunăm 3 pătrimi. 2 plus 3 pătrimi. Cât facem? Adun la ce ajutor? 4, 2, 8. Plus 3, 12 pe 4. Face 4, 2, 8 și cu 3, 11. 11 pe 4, nu? Și atunci facem F de 11 pe 4. Ia să vedem cât face. F de 11 pe 4. Cât face? 11 pe 4, 2. Așa, 11 supra 4, totul la 2. Minus 5 ori 5 pe 11 pe 4. Plus 6. Plus 6 și egal mai departe cu? 22. De ce 22? Păi, 11 la pătrat, nu e 11 ori 2. A, 11 ori 11. Păi, 11 ori 11. 121. Deci este 121. Supra 16. Supra 16. Minus 55 supra 4 plus 6 și egal mai departe cu 16. Da. Pe 2. 4. 4. 16. 16, da? Care e numitorul 1. Și egal mai departe cu
O singur numitor, deci o singură linie de tracție, 16 și 121. Cinci ori 4, 20. Cât fac? 220 plus 16 ori 6. 6, 6, 3, 6. 96 supra 16. Și este egal mai departe, hai să putem calculul. Deci vine 121. Cât face? 3. Păi adună pe ăștia pozitiv în 3. Și face 6 și cu 1, 7. 9 și cu 2, 11. Și face 117, nu? 6 și cu 1, 7. 9 și cu 2, 11. E bine? 217 minus 220 supra 16. Și cât face mai departe? Minus 36. Minus? Minus 3 supra 16. Deci, aici la dreptul lui, lui 15, nu 15, 2, la 11 pe 4, care e până în 3. Deci am aici perechea 2 și respectiv 0. Apoi 5 pe 2 și am găsit noi minus 1 pe 4. Și am luat acum 11 pe 4. Și am găsit imaginea minus 3 pe 16. Cum este minus 1 pe 4 față de minus 3 pe 16? E mai mare. E mai mare. Cine e mai mare? Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Ia să vedem. Oare care e mai mare? Tu spui că ăsta ar fi mai mare, da? Minus 1 pe 4 e mai mare, așa ai spus, da? Mai mare decât minus 3 pe minus 3 pe 16. Semn de întrebare. Nu știu dacă ai scos bine sau nu. Îl întrebăm pe Cosmin. E mai mare ăla care e mai aproape de 0. E mai mare ăla care e mai aproape de 0. Da. Fiind număr negativ. Hai să vedem. Dacă ele a avut dreptate. Să aibă același numitor. Nu facem. Adică amplificăm pe asta cu 4. Ca să fie numitorul 16. Și ar însemna minus 4 pe 16 comparat cu minus 3 pe 16. Acum 16 și 16 având același numitor, nu ne mai frământă. Înseamnă că între minus 4 și minus 3 să vedem care e mai mare. Între minus 4 și minus 3. Care e mai mare? Da. Între minus 4 și minus 3. Care e mai mare? Minus 3. Minus 3 e mai mare, că e mai aproape de 0, da? Deci, minus 3 e mai mare decât minus 4, da? E de parcă aș spune că minus 4 e mai mic decât minus 3. Este același lucru spus. Și acum, minus 4 mai mic decât minus 3, deci aici nu e bine cu mai mare, ci e mai bine cu mai mic. E vorba de sensul ăsta. Da? Deci, minusul pătrimii e mai mic decât minus 3 pe 16. Minus 3 pe 16 e mai mare. Pentru că vezi la ce s-a redus. Alte spus, dacă mulțim cu minus 1 aici, vine 4 mai mare ca 3. Că se schimbă sensul inegalității când mulțim cu un număr negativ. Și 4 e mai mare ca 3, într-adevăr. 3 mai mic decât 4. Deci, într-adevăr, așa, asta... Minus 1 pe 4 pare a fi cel mai mic cel mai mic număr, că după el sunt mai mari celelalte. Așa pare a fi. Și
în momentul de față, încercăm să reprezentăm perechile acestea pe care l-am găsit pentru a trasa graficul funcției. Da? Pentru a trasa graficul funcției. Iată cum gândim. Când x-ul este 0, y cât este? Zice? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Când x-ul este 1, y-ul cât este? 2. Deci paralele și ducem 2. Când x-ul este 2, y-ul cât este? 0. Adică asta de aici. Când x-ul este 3, 0. Tot 0. Când x-ul este 4, 2. Y-ul este 2. Asta e punctul. Când x-ul este 5, 6. Y-ul este, de la deși plus, 6. M-am închis, așa l-am trasat din același grafic. Alo. Bună seara. Cine e? Florin din la Buzău, nu? Florin din la George. Salut, George. Salut, Florin. Nu are sonorul, picat sonorul. Hai să văd acum. Tu ai ajuns la... Da. S-a dus bateria. Trebuie să înlocuiesc bateria. Tu ai ajuns la limite de funcții? Așa. Uite, te urmărește că introduc noțiunea de funcții. Sper să reușesc încă o dată în seara asta. Asta e. Nu prea să înțelegi ce se întâmplă acolo. La analiză e urât. Foarte urât. Bine. Uite, urmărește. Mulțumesc că m-ai anunțat că... Salut. Și este un băiat la Giurgiu care urmărește pe internet. Foarte frumos. Se spune amății. Da, sunt foarte mulți care urmăresc și e păcat să nu le anunțăm. El acum e curios, stă foarte atent să vadă cum introduc noțiunea de funcții. Limită de noțiunea de funcții. Și m-a anunțat că nu mai are sonor. Păi de altă dată e fixie. Am vrut, că și chimia, că și... Așa. Alo, m-auzi? Da, acum mergi. Mă uit acolo că... Minte că s-aude. Da, Florine, sper să s-aude acum. Și să urmărim mai departe lecția. Deci, mergem mai departe și spunem că am obținut ceva puncte. Ba mai mult, am și punctul ăsta de aici, care este 5x2. Da? Și imaginea lui 5x2 este minus 1x4, adică în trigonul împart în 4, mai întâi în 2 și încă o dată în 2, în 2. Și iată că am obținut aici cel mai de jos punct. După cum am văzut noi așa, din patronările care le-am făcut, pare a fi cel mai de jos punct. Adică ăsta este cel care am spus 5x2 și minus 1x4. Ce am obținut era un pic mai sus. Un alt punct ar fi fost pe aici, la 3x3,
adică 2 între și 3 pătrim, la 11 pe 4, și găseam un punct pe aici, puneva. Și vă spuneam, punctele toate puse în unghiatul, nu le-am dat eu pe toate, că n-am cum să le dau pe toate, puse, desenează nu altceva decât graficul funcției. Dacă mă duceam cu toți și între 4 și 5, între 4 și 5 am foarte mulți X care mă conduc spre mulți greci și mi-ar fi acoperit și zona asta. Da? Și zona asta. La fel cu X și din partea asta și pe partea asta la fel. Și iată, puse toate perechile și reprezentând punctele așa, desenează, nu altceva, sau iau din plan o mulțime bine conturată. Nu pe aici, nu punctii de pe aici. Nici de pe aici. Ci așa cum se simte ele că ar curge în virtutea curburii acestea pe care o pleacă, pe care, da? Cu toate că nu am găsit, repet, eu nu le-am luat pe toate, n-am cum. Cel mai bine ar fi să le iau pe toate, dar n-am cum, n-am nicio șansă așa. Așa că mi-am luat câteva puncte cât de cât și să pot să intuiesc cam cum ar arăta graficul. Cam așa ar arăta. Da? Cam așa arată graficul. Ei, asta vă spuneam că din clasa a noua, știți, este graficul funcției de gradul 2, care este formă de parabolă. Da? Am vorbit de asta. Parabola. Parabola aceasta are cel mai mic Y cu putință, din șirul Y celor care se obțin, cel mai mic Y este minus 1 pe 4. Deci minim din F de X, minimul funcției este egal cu minus 1 pe 4, cea mai mică valoare. Cel mai mic Y care se atinge este minus 1 pe 4. Și se obține pentru X-ul 5 pe 2. Și v-am arătat că cum se aranjează funcția aceea seară, am luat funcția asta de aici, am zis, mulțim cu 2 și nu știu ce facem, și bine, egal mai departe cu X minus 5 pe 2 la pătrat, minus 1 pe 4. Mai țineți minte că așa am gândit-o. A fost X minus 5 pe 2 la pătrat, minus 1 pe 4. Și de aici ne-am dat seama, este corect, e cea mai mică valoare. E bine, obiectivul, vă spuneam așa seara, obiectivul numărul 1 al activității de anul ăsta, obiectivul numărul 1 va fi să trasăm graficul funcției cu cât mai multe precizii a majorității funcțiilor pe care le întâlnim. Cum ar fi funcția asta? F de x egal cu 5x plus 1 supra x minus 2. Hai să ne propunem și la asta. Acum am obținut valorile cele, să vedem ce se întâmplă. Deci încercăm și pe asta să o urmărim. Să vedem, reușim să trasăm cu cât mai multă precizie? Sau avem greutăți destul de mari? Așa. Cum procedăm? Avem funcția, tot începe să dăm valori, construim tabelul și până reprezentăm un plan. Simplu, simplu. Iată, x și de la minus infinit la plus infinit. Așa. Și y-ul care obțin aici. Ce n-am voie să-i dau lui x? Ce valoare n-am voie să-i dau? 2. 0 pot să-i dau, da? Cât este imaginea în 0? Pentru x egal cu 0. 1 supra minus 2, nu? Deci pentru x egal cu cât am spus 0, y-ul este f de 0 și face 5 ori 0 plus 1, deci 1 supra 0 minus 2, minus 2. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Când e 1? Hai să vedem la 1 cât este. 5 ori 1, 5, 1, 6 pe 3. Supra 1 minus 2. Deci 1 minus 2 face minus 1. Deci 6 supra minus 1, minus 6. Da? Când x-ul e 1, y este minus 6. Când x-ul este 2, cât va fi la 2? 5 ori 2, 10,
cât face? Nu, nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Și o să pun o bară. Grav. E foarte grav, deci în doi nu se poate face împărțirea. Nu se poate atunci cel mult ne apropiem de aici. De doi, da? Ne apropiem de doi cât se poate de mult. Ca să vedem ce se întâmplă. Ia să luăm jumătatea între 1 și 2. 1,5. Deci 1,5. Deci luăm pe x egal cu 1,5. 1,5. Care înseamnă 15 pe 10. Da? Și care înseamnă cât? 3 pe 2. Și atunci facem f de 3 pe 2. F de 3 pe 2 este egal cu 5 ori 3 pe 2 plus 1. Hai să scriu un byte. Plus 1. Totul supra 5 pe 3. Nu 5 pe 3. 3 pe 2. Așa. Minus 2. Și face calculul. Deci vine 15 plus 2. Nu așa vine? Ca verifică aici cu 2. Deci dacă am tot cu 2 nu vine 10 plus... Pe cum 10, mă? 5 ori 3? 15. Oh, da. Păi mulțumesc cu 5 cu 2? Dar tu nu introduci întreg o fracție? Nu, e altă poveste la introdus și alta este mulțirea. 5 ori 3, 15 plus 2, am dus la aceeași numitor și face 15 și cu 2, 17 pe 2. 17 pe 2, totul supra, 3 minus 4, am aplicat aici, face minus 1 pe 2. 2 cu 2 simplificăm și face minus 17, da? Minus 17. Deci imaginea în punctul 1,5 sau 3 pe 2, este cât aici? Cât aici? Minus 7. Minus 17. Am să reprezint așa șirul ăsta. Deci la 1 am găsit minus 6, la 3 pe 2 am găsit minus 17. Și acum să luăm jumătatea celei de-a doua jumătăți. Mă apropii de, cel mai bine să mă apropii de 2. Cât ar fi? La 3 pe 2, cât mai pun acolo? La 3 pe 2, cât era până aici, mai vin cu o pătrime. Că iată ce s-a întâmplat. Tot întregul ăsta a fost împărțit în 4, 1, 2, 3, 4. Și la 3 pe 2 mai vin cu o pătrime, eu, da? Bucățica asta, care e un sfert din întreg. Deci la 3 pe 2, 3 pe 2, plus o pătrime, cât face? Numitorul comun este 4, amplificăm aici cu 2. 7 pe 4. 7, 6 și cu 1, 7 pe 4. De fapt, eu puteam să spun că 1,5, nu 1,5, la, da, 1,5 plus 0,25. 1,5 plus 0,25. Care face 1,75. 1,75. Și 1,75, dacă îl scriu, transform în fracții, vine cât? 1,175 pe 100. Simplificăm prin 25. Și vine 175 în 25 în 175 merge de într-o 100 de 4 ori. Și în 75 de 3 ori. 4 pe 3, 7 supra 4. Deci bine, 7 pe 4. Și acum să facem F de 7 pe 4. F de 7 supra 4, egal cu? 5 ori 7 supra 4. Egal cu infracții, 5 ori 7 supra 4, plus 1 supra 7 pe 4, 2. Minus 2. Și ca rezultat? 35. Da, 35 plus 4, 39, totul supra 7 minus 8, minus 1, 35 pe 4, deci trebuie să 1, 35 pe 4, 39 pe 4,
89 pe 4, supra minus 1 pe 4, 4 cu 4 simplifică și face minus 35. Minus 39, da. Minus 39. Așa, da, voi spune că imaginea lui 7 pe 4, prin rețeta asta, prin legea asta, este minus 39. Și mă apropii și mai mult. Adică, mai adaug, înainte am dat câte o pătrime. Acum, pătrimea în două, o optime. Adică lui 7 pe 4, îi adaug, înainte am adăugat o pătrime. Acum îi adaug o optime. Deci lui 7 pe 4, plus o optime, și face cât? Aduc la același numitor, numitorul comun este 8, aici am plătit cu 2, 2, 7, 14 și cu 1, 15 pe 8. Deci 15 pe 8 și fac F de 15 pe 8. F de 15 pe 8. Cât obțin? 5 ori 15 pe 8. Plus 1, totul supra. 15 pe 8 minus 2. Și face ca și rezultat 5 ori 15 65. Nu? 65 sau 75? 65. Ia să vedem. 5 ori 5, 25. 5 ori 1, 5 cu 2, 7. 75 și plus 8. Că am ducut la aceea ajutor, nu am plătit aici. 5 plus 8. 83, da? Da, e bine, da? Da. 83. Supra 8. Și supra jos, amplifică aici. Cu 8. Și vine 15 minus 16. Supra 8. 8 cu 8 simplifică și face 83. Supra minus 1. Deci minus 83. Așa încât, iată lui cui până? Lui 15 pe 8. Lui 15 pe 8 îi pun în corespondență, am și calculat, minus 83. M-am apropiat destul de mult de 2, dar încă e spațiu. Avem mult, mult de lucru. Acum lui 15 pe 8 îi adaug 1 pe 16. Vedeți? Lui 7 pe 4 am adăgat o optime. Acum, lui 15 pe 8, îi mai duc, mai fac un pas de o 16-ime. Deci voi avea 15 supra 8 plus 1 pe 16. Și care îi face în calcul? Deci amplificăm cu cât aici? Cu 2. 31 pe 16. Face 30 și 1 pe 16. Și acum să facem F de 31 pe 16. Ia să faceți voi, lucrați, îmi spuneți că se face. F de 31 pe 16. F de 31 pe 16. Cât face? Deci F de 31 pe 16. 5 ori 31 pe 16 plus 1 supra 31 pe 16 minus 2. Și este egal cu 5 ori 3, 15, 155, nu? Plus 16 supra 16 și aici vine 31 minus 32, minus 1 pe 16.
suflet? Minus 170. Adică rezultatul. Eu spun că minus 171. Minus 171. 5 cu 6, 11. A, da, un minus 171. Minus 171. Deci, lui... Lui... Pui mai departe, lui... 31 pe 16, că lui pune corespondență, dar și 31 pe 16, i-am găsit minus 171. Și așa mai departe. Deci chiar în punct nu mă pot duce, dar în vecin, la X și mai, când mai aproape de 2, mă pot duce. Da? Din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult. Și așa mai departe. Pot continua la nesfârșit. Dar fără să-l ating pe 2. Deci mă situez tot timpul în stânga lui 2. Și găsesc Y-ii corespunzători. Nu mi-e potrivit cu creta, acolo va fi foarte dificil. Fără să vreau, mă interesează să văd cum se comportă când viu cu X și din ce în ce mai aproape de 2, fără să-l ating pe 2. Și atunci, n-am cum să vorbesc decât în limbajul ăsta nou, pe care îl vezi folosiți și voi, să trec la limită. Dar în partea cu X și din partea stângă. Deci voi vorbi de limită, da? Limită pentru X, limită pentru X tinde la minus 2, dar X și cum sunt tot timpul? Mai mici decât minus 2. Din expresia asta, din 5X plus 1 supra X minus 2, și va da, și voi ați văzut în calcul, că dă aici un număr supra un număr cu minus acolo. Negativ tot timpul. Și aici jos o spun un 0 negativ. Da? Deci un 0 negativ. În sensul că este un număr foarte aproape de 0, cum ne-a dat. Minus 1 pe 8. Minus 1 pe 16. Minus 1 pe 32. Minus 1 pe 64. Deci un număr foarte, foarte mic apropiat de 0. Și calculul îmi spune că sus îmi dădea un număr, mă pot duce exact la acolo și din 5 ori nu, nu la minus 2, la 2 parcă. Păi, nu la minus 2, la 2 eu fac în stânga lui 2. 5 ori 2 e 10 și cu 1 11. Deci nu minus 2, la 2, că studiul îl facem în stânga lui 2. 11 pe 0 negativ și am văzut că dă tot timpul numere din ce în ce mai mici. Minus, 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 minus. Adică face minus infinit. Deci Y-ii pe care îi obținem cât vreme cu X și ne apropiem de 2 din partea stângă, Y-ii sunt din ce în ce mai mici, se duc spre minus infinit. Deci, am spus mai devreme că mă interesează să obțin cu maximă precizie. Deci să obțin cu maximă precizie ce să obțin? Perechi de X și Y. Cum în 2 nu pot face, nu pot găsi imaginea în 2, mă voi strădui să văd ce se întâmplă când mă situez cu X și fie în stânga, fie în dreapta. În momentul ăsta când am studiat cu X din stânga, voi numi asta, rezultatul acela spre care se duc, voi zetura că el ies limita la stânga în punctul 2. Deci așa se notează. El ies în punctul 2. Deci, cum se comportă Y-ii, ce se întâmplă cu Y-ii, care apar ca urmare a rețetei acestea, câtă vreme cu X și mă apropie de 2, dar din partea stângă. Și am constatat că Y-ii care rezultă sunt din ce în ce mai mici, se duc chiar spre minus infinit. Iată că limita la stânga în 2, pot spune acum, el ies în 2, egal cu limită din... Pentru X tinde la 2, X mai mic ca 2, așa scrie matematic, din f de X, din funcția aceea dată, egal cu minus infinit. Deci limita la stânga lui 2, minus infinit. Dacă voi veni cu X și din dreapta, mă voi apropia foarte, foarte, foarte mult. De acum, trebuie să vă spun că doar în plan abstract gândim cât de mult ne apropiem. Dar cu creta nu mai putem reprezenta acolo. Că-s zeci de mii, milioane, nimic. Și mai departe. Din ce în ce mai
mai fin sau mai aproape acolo. Și Y-ul vor fi, de data asta vor fi din ce în ce, nu mai apar, aici nu mai apare minus la scădere, ci va face cu plus. Deci la dreapta, hai să vedem, la dreapta lui 2, voi spune așa, el dreapta în 2, el de în 2, egal cu limită, pentru x tind de la 2, x mai mare decât 2, deci x tind la 2, x mai mare din f de x, va face, nu va face minus infinit, va face plus infinit. Deci vor fi numere din ce în ce mai mari, nu vor mai fi, la scădere aici nu va da 0 negativ, ci va da 0 pozitiv. Și atunci dă plus infinit. Ei, și dacă aș încerca să reprezint graficul în zona lui 2, deci la 2 e marea problemă, studiu aici l-am făcut cu atenție și am sesizat, în 2 pur și simplu nu mă pot, nu-i pot găsi valoarea, dar în stânga și în dreapta știu ce se întâmplă. Când x-ii vin din ce în ce, uitați, când x-ul este minus 1, cât a fost în dreptul minus 1? Este? X-ul este 1, pardon, minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci minus 6, de aici până la. Când x-ul e 0, cât este y-ul? Când x-ul e 0? Este minus 1 pe 2. Pe aici este 1. Deci, înseamnă că se întâmplă așa. Pe aici trece graficul. Sunt x aici, se acoperă punctele astea unul de altul. Și tot se duc până să încearcă să se lipească de dreaptă, de dreapta asta, dar fără să o atingă. Da? Fără să o atingă. Zice, este asimptotă. Deci dreapta se trage de grafic, dar fără să se suprapună. Unde se suprapune? Când x-ul se apropie foarte, foarte mult de 2. Adică chiar parcă ar coincide cu 2, dar totuși în stânga, deci el nu se lipește perfect, ci este un pic mai în partea asta, să spunem, în partea dreaptă. Și la fel, în partea cealaltă, când x-ul vine la 2, y-ul va fi plus infinit. Deci va vine așa grafic. Da, așa vine. Deci pe lângă dreapta asta, încearcă să lipească. Deci, iată că pentru un studiu cât mai corect, mai atent, pentru trasare cât mai riguroasă, suntem nevoiți să avem posibilitatea să găsesc toate perechile, să trec la limită. Deci noțiunea de limită a fost impusă din nevoia asta, concretă, de trasare cât mai riguroasă a graficului acela, de găsirea perechilor X și Y care să verifice relația aceea. Deci din practică, din lucrurile acestea. Concret, hai să vă mai spun, știți, în clasa, cred că a 6-a, 7-a, 8-a, nu mai țin minte, se vorbește de area unui cerc. Cine mai știe cu cine este egal area unui cerc? Pi r pătrat. Cam așa ceva. Pi r pătrat. Dar profesorul nu are ce face, decât o dă ca un răspuns știut. Deci area cercului este egal cu pi r pătrat. Pi 3,14 acela. Dar cum a fost? Dar 3,14 aproximat. Da. El are o infinitate de zecimale. Deci pi, dacă încercăm să-l găsim riguros, nu putem găsi niciodată. Nici măcar nu este un număr periodic. Deci este un număr cu o infinitate de zecimale. Niciodată un grup de zecimale nu se repetă. Ca să apară periodicitate. Și asta o stabilită Arhimedic, cum a făcut? El se juca. Desena pe nisip acolo un cerc. Și cu o sfoară, după conturul cercului respectiv, o duce el cu sfoară, așa, exact după circumferența cercului, așa. Și cu altă sfoară, o măsurat diametrul cercului respectiv. O întins sfoara, care indica lungimea cercului, circumferința, și-au pus diametru și-au mers de 3 ori și-au rămas încă pe cer. I-au luat alt cerc,
de altă dimensiune, un alt cerc desenat. Cu, cum se face? Pui un țăruș aici, cu întins așa, cum fac florarii. Da? Și atunci, o desenat cercul repede cu un țăruș și o desenat repede cercul. Păstrând distanța aceea, care e raza. Și iarăși, când l-au luat pentru cercul acela, circunferința și cu diametrul al noului cerc, o merge trei ori și un, tot așa un căpețel micuț a rămas. Și bă, chiar interesant. Și acel de trei ori și un pic, l-au numit el Pi, s-a demonstrat pe urmă riguros ce înseamnă Pi, așa la sfârșitul de parte. Riguros ca număr, că nu este un număr irațional și așa mai departe. Dar am vrut să vă spun de unde vine Pi ăsta. Ei, area cercului este Pi iar pătrat. S-a demonstrat. Și în clasa șaptea, sau când s-a vorbit acolo de lungimea cercului, și lungimea cercului cu cine este egal? Lungimea cercului este egal cu 2 Pi iar. Adică egal cu 2 raze ori Pi. Adică 2 raze înseamnă diametru ori Pi. Exact ce spun făcutarele din Arhimede. Diametru ori 3 și ceva, dă lungimea cercului. Adică dacă lungimea cercului împarte la diametru, merge de 3 ori și ceva. Cum v-am spus. Asta este raționamentul. Și acum, să vedeți ce vreau să vă spun. Știți cu cine este egală area unui triunghi? Ce triunghi? Area unui triunghi. Lungimea ori înălțimea supra 2. Dar lungimea cui? Unei laturi. Adică baza ori înălțimea supra 2. Deci dacă e dat un triunghi la întâmplare, A, B, C, area triunghiului este baza BC ori înălțimea, da? Ori înălțimea supra 2. Cui o fi venit în minte chestia asta? Păi uite-mă cât de simplu este. Dacă ne închipuim așa, că formăm un dreptunghi, area dreptunghiului cu cine este egal? Lungimea ori înălțimea. Și acum, sunt două dreptunghiuri aici, vezi? Unul mai mic și altul mai mare. Dar area unei jumătăți de dreptunghi ce înseamnă? Înseamnă asta, ori asta, și jumătate, împart la 2. Și la acest dreptunghi din partea asta cât este? Baza asta, ori, adică latura asta, ori asta, și împărțit la 2, că e jumătate dintr-un dreptunghi. Din cauza asta, vine baza toată, că pe asta și cu asta, ori asta, și împărțim la 2, că jumătatea asta, jumătatea asta, au rămas pe afară. Noi am prins mai triunghiul ăsta. Deci de aia baza ori înălțimea supra 2. Bun. Într-un triunghi dreptunghic, deci într-un triunghi dreptunghic, A, B, C, am asta, cum se numește? Ipotenuză. Asta se numește, da? Ipotenuză. Asta este cateta 1 și cateta 2, da? Raportul între cateta opus pentru unghiul C. Raportul ăsta C supra I e un număr. Un număr. Dar cateta e mai mică decât ipotenuza. Deci este un număr subunitar. Deci raportul ăsta dintre C și I, să zicem, e mai mic decât 1. Și s-a notat într-un fel. O să zic, e un număr mai mic decât 1. Să-l numim într-un fel. Și o să zic că sinus de unghiul C egal cu cateta care se opune, deci egal cu C1 supra ipotenuză, da? Cateta opusă supra ipotenuză. Deci notați, sinusul unui unghi, da, unui unghi în triunghi dreptunghic este egal cu cine am spus?